doamnă, mai mănânci și tu că mă uit la tine și îmi vine să-ți dau blog și pe Instagram și pe peste tot și nici TV-ul nu te îngrașă pe tine, e normal. Mai să știi că în ultima perioadă chiar am făcut destul de multe excese, dar întotdeauna găsesc un echilibru. Când mănânc mai puțin sănătos 2-3 zile, apoi 2-3 zile, sincer, post negru, cam apă și cam atât. Nu e un bun exemplu. Da, asta e rețeta mea și să știi că de fiecare dată a funcționat, dar sunt perioade, rare ele, așa că încerc să fie cât mai puțin dintre acestea. Să nu pară că ne cunoaștem forever, dar eu te știu dintotdeauna ești așa, în copilărie, nu știu, ai avut de suferit faptul că erai foarte slab, adică erai la modul ăla că îți puneai pantalon de training pentru pe sub blugi ca să pară că ai și tu forme și... sau ai fost relaxată, n-ai avut complexul ăsta, nu, frustrarea asta? Să știi că ai pus punctul pe ei. Am suferit foarte tare când eram micuță pentru că nu-mi venea absolut nimic. Mama săraca mă ducea la cumpărături și efectiv plângeam, plecam pentru că nu-mi găseam niciodată nimic. Însă tata a avut o vorbă mare: tată, stai liniștită, când o să crești, îți vei dori să slăbești și nu o să mai poți. Și așa este, să știi. Apropo, tu-ți găsești acum, mare fiind, haine pe măsura ta sau tot ce-ți cumperi trebuie să le modifici? Având în vedere că nu sunt o persoană, o femeie foarte înaltă, sunt minion, într-adevăr, unele perechi de pantaloni le mai modific, le mai scurtez, le mai ajustez. Asta e și XXXX. Sunt că asta, că nu găsești mai jos de XS la toate brand-urile. Mai găsesc, dar trebuie să caut și să am răbdare de cele mai multe ori și nu prea am, stau cam prost cu răbdarea. De la pantofi stai bine la capitolul ăsta sau tot la fel trebuie să cauți? 35 este cel mai mic număr, dar să știi că găsesc, la brandurile mari întotdeauna am găsit. Lasă că știu cu 35 și 40 sunt cele mai rare. Și atunci când intră reducerile, sunt singurele la reduceri, 35. Tu își poți să-ți cumperi orice la reduceri. Găsesc, să știi că chiar găsesc din punctul ăsta de vedere, să știi că e un atu pentru mine. Și mai avem un minut să te ținem că poți să urci pe scenă. Ai avut timp și tu de vacanță vara asta? Da, m-am plimbat, să știi, destul de mult. Grecia, Franța, chiar a fost frumos, dar aștept să vină frigul ca să plec chiar la cald. A, bun, ne place de tine. Până atunci urmăriți-o pe Focus Monden, zic bine, și dacă nu pe Instagram. Alexandra Anastasescu pe Instagram, dar și Flash Monden de luni până vineri, da, de la ora 19:30, cu multe, multe mondenități.